municipiului Chișinău prezintă Gala Vedetelor Sportive 2022. Privește în oglindă. Această reflexie este competiția ta.
Campionii continuă să încerce până când reușesc! Primăria Municipiului Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, prezintă Gala Vedetelor Sportive 2022. Doamnelor și domnilor, salutăm prezența oaspeților de onoare la acest eveniment, dedicat celor care ne duc faima țării în toate colțurile lumii și ne fac mândri că suntem moldoveni, sportivi, antrenori și toți cei care au în sânge performanța. În aplauzele dumneavoastră! Doamnelor și domnilor, primarul general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban, și șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, domnul Andrei Pavaloi, gazdele Galei Vedetelor Sportive 2022. În aplauzele dumneavoastră! Mulțumesc mult, Alex, dragă asistență, maestre, prieteni. Vreau doar să vă aduc sincere mulțumiri și să vă felicit cu atât de multe rezultate extraordinare pe care le înregistrează Republica Moldova și Chișinău în deosebi. În diferite domenii, suntem campioni nu doar la sport, suntem campioni și la lucruri foarte dificile, cum ar fi matematica, informatica, robotica, multe, multe altele. Avem copii extraordinar de talentați. Copiii talentați nu există fără pedagogi talentați. Vreau în primul rând să mulțumesc vouă, tuturor antrenorilor, tuturor celor care zi de zi se ocupă de copii, au încredere în ei, le dezvoltă acest simț de încredere și cu certitudine de performanță. Avem tineri foarte, foarte talentați, cu rezultate foarte mari în diferite domenii și acum, pe final de an, doar vrem să vă mulțumim foarte mult pentru eforturile pe care le depuneți părinților, pentru răbdarea și pentru curajul și pentru încrederea, o dată, repet, și acolo de unde este, de unde nu prea este, că suntem noi cei mai bogați, suntem o republică foarte mică, pe locuri foarte săracă, dar avem oameni extraordinari. Mulțumim sportivilor, mulțumim foarte mult antrenorilor, mulțumim foarte mult părinților, mulțumim tuturor celor care fac ca faima Republicii Moldova să plece departe peste hotarele ei. Încă o dată, felicitări și suntem mândri de voi! Domnule primar general, dragi sportivi, colegi, toată lumea frumoasă care s-a adunat astăzi aici. Vreau să vă salut și să vă zic că acest an, 2022, a fost un an deosebit, un an în care am reușit împreună să facem performanță și vreau să recunosc sincer că în toamna anului trecut, când domnul primar general spunea că să bugetați 1 milion de lei pentru a aprecia sportivii care obțin performanță pe parcursul anului și 3 milioane pentru cofinanțarea diferitor activități sportive, am privit sceptic cu gândul că cu siguranță ajungem la final de an financiar și nu vom reuși să valorificăm aceste surse financiare. Astăzi vreau să zic că au fost valorificați toți banii și mi-ar mai fi trebuit, fiindcă am avut într-adevăr sportivi care au adus performanță, au adus informația despre țara noastră, despre orașul nostru, departe peste hotarele țării. Și ne bucurăm și ne mândrim cu voi, fiindcă cunoaștem efortul pe care îl depuneți zi de zi pentru a ajunge la acele performanțe. Și cu siguranță pentru anul viitor vom fi alături de dumneavoastră
iar la finalul anului, când vom trage linia, cu siguranță vom avea mult mai multe performanțe. Noi suntem mândri de tot ce faceți, de tot ce reușiți să obțineți și vom fi mereu alături, în mod special în ceea ce privește baza materială sau plecările, deplasările peste hotare și succes în continuare la toată lumea. Și cu regret nu o să pot să stau foarte mult timp, dar să știți cu toată inima și cu tot să putem să împreună cu dumneavoastră. Avem încă multe restanțe, avem foarte mult de făcut și la capitolul infrastructură și la partea logistică și la... Dar vă asigur că în scurt timp, deci dacă e să raportăm la perioada trecută, vom crește alocațiile financiare de 10 ori. Dacă cineva nu crede, am crescut la cultură de 3, la educație de 3, la tineri, de păvă tineri în sală de 20 de ori, o să le creștem și la sport de 10 ori. N-avem altceva și altcineva decât oameni extraordinari în care trebuie să investim. Doamna Lidia, eu v-am văzut după culise împreună cu Irena și sunt absolut sigur că o să fie un spectacol extraordinar de asta. Îmi pare rog o să trebuiască să mă duc mai devreme. Mersi foarte mult tuturor. Și noi vă mulțumim mult, domnule primar. Domnule Pavaloi, pe dumneavoastră o să vă rugăm să rămâniți. Pentru că începem ceremonia de decernare a diplomelor și premiilor din partea primăriei municipiului Chișinău. În aplauzele dumneavoastră. Principiul de bază în sport este să concurezi împotriva ta însuți. Totul este despre a deveni o versiune a ta mai bună, despre a fi mai bun față de acum o zi. Așadar, cei mai buni dintre cei buni, Gala Vedetelor Sportive 2022, nominalizarea cei mai buni tineri sportivi ai anului 2022 și antrenorii acestora, diplome și premii financiare pentru sportivi 8.000 de lei, pentru antrenori 4.000 de lei. În aplauzele dumneavoastră, Vasile Diacon, ramura de sport, lupte libere, categoria de vârstă under 23, campionatul Europei, locul 3, campionatul mondial, locul 3, antrenor Anatolie Zacon. În aplauzele dumneavoastră. O să vă rugăm să rămâneți aici, pentru că urmează și o poză de grup. Așadar, Mihai, Kaya Canoe Senior, 2022, European Championship, locul 4, antrenor Vadim Sălcuțan. Are să-i aplaudăm? Continuăm cu Ana Dulce, Fir Junior, până la 21 de ani. Campionatul European Hamar Norvegia, locul 3. Cupa Mondială Giul Germania, locul 3, antrenor Oleg Moldovan. Continuăm cu Alina Bagrin, judo plus 100 tineret, campionatul european U21 Praga, Cehia, Cupa Europeană de tineret under 21 Bax, Ungaria, antrenor Igor Neagu. La aplauzele dumneavoastră. Continuăm cu Adil Osmano, judo, 73 de kilograme, tineret, campionatul european under 23 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, locul 3, antrenor Ilie Buiu. Alexandrin Puțu, lupte greco-romane, tineret, campionatul european locul 1, campionatul european locul 1, campionatul european locul 1 și Cupa Mondială de Senior Grand Slam Abu Dhabi, locul 3, antrenor Mihai Cucu, în aplauzele dumneavoastră. Mihai Latishev, judo, tineret, campionatul mondial de tineretul 21 Ecuador, locul 1, Cupa Europeană Open Tineret Pax Ungaria, locul 1, Cupa Europeană Open Senior Cluj România, locul 1 și Cupa Europeană Open Tineret Coimbra, Portugalia, locul 1, antrenor Gennadie Mereaskevici. În aplauzele dumneavoastră.
Continuăm cu nominalizarea Revelația anului 2022 și antrenorii acestora. Pentru sportivi, premii financiare de 6.000 de lei, pentru antrenori 3.000 de lei. Așadar, sportiva Oxana Diacenco, judo plus 78, tineret. Campionatul European U23 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, locul 3. Campionatul European U21 Praga, Cehia, locul 3, antrenor Ion Cușmă. Radu Lepte, lupte libere, Under 23, Campionatul Europei, locul 3. Antrenor Nicolae Scurtul, aplauzele dumneavoastră. Haideți să-i aplaudem pe acest sportiv extraordinar. Dar noi continuăm cu nominalizarea cel mai bun sportiv la probe neolimpice ai anului 2022 și antrenorii acestora. Diplome și premii financiare pentru sportivi în valoare de 8.000 de lei, pentru antrenori 4.000 de lei. Primul din această listă este Vladislav Untudan, sportiv senior, campionatul european Vagoș, Portugalia, locul 1, antrenor Nicolae Oreschi. În aplauzele dumneavoastră! De succes. Vă mulțumim mult, vă dorim succese în ceea ce faceți, pentru că bine faceți. Vă mulțumim din suflet. Domnule Pavaroi, dacă vreți, așa cum spune legea, gazda deschide și închide acest eveniment. Vă mulțumim din suflet. În aplauzele dumneavoastră! Vreau să mulțumesc sincer tuturor și... După cum ați observat și dumneavoastră, atunci când am dat diplomele atât sportivilor cât și antrenorilor, am constatat că o parte din ei și astăzi lucrează
Și astăzi sunt la întreceri și astăzi sunt la competiții. Eu cred că noi trebuie să învățăm foarte mult de la sportivi. Să învățăm să fim mai buni, să avem perseverență și, cel mai important, să lucrăm zi de zi. Mult și atunci vom ajunge la tot ce ne dorim noi. Sărbători frumoase tuturor și o seară bună în continuare! Mulțumim din suflet! La mulți ani! Pace, belșug, lumină și liniște în familiile dumneavoastră și gânduri bune care să vă călăuzească în ceea ce faceți. Numai bine, sărbători luminate să aveți! Vă mulțumim! Cu miros de buzunion, doi, doi, nu, nu, nu.
strade, strada condusă de Marian Ungur, în aplauzele dumneavoastră. Și eu și
sicriu. Vine cu asele, eu bădițe, sunt mai frumoase. Acum de noapte, de porumbrică, o bună duce, de ciri și me. Municipiului Chișinău prezintă Gala Vedetelor Sportive 2022. Privește în oglindă. Această reflecție este competiția ta.
avem, contează voința de a ne pregăti pentru a câștiga. Campionii continuă să încerce până când reușesc. Municipiului Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, prezintă Gala Vedetelor Sportive 2022. Doamnelor și domnilor, salutăm prezența oaspeților de onoare la acest eveniment, dedicat celor care ne duc faima țării în toate colțurile lumii și ne fac mândri că suntem moldoveni, sportivi, antrenori și toți cei care au în sânge performanța. În aplauzele dumneavoastră! Doamnelor și domnilor, primarul general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban, și șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, domnul Andrei Pavaloi, gazdele Galei Vedetelor Sportive 2022. În aplauzele dumneavoastră! Mulțumesc mult, Alex, dragă asistență, maestre, prieteni. Vreau doar să vă aduc sincere mulțumiri și să vă felicit cu atât de multe rezultate extraordinare pe care le înregistrează Republica Moldova și Chișinău în deosebi. În diferite domenii, suntem campioni nu doar la sport, suntem campioni și la lucruri foarte dificile, cum ar fi matematica, informatica, robotica,
multe, multe altele. Avem copii extraordinar de talentați și copii talentați nu există fără pedagogi talentați. Vreau în primul rând să mulțumesc vouă, tuturor antrenorilor, tuturor celor care zi de zi se ocupă de copii, au încredere în ei, le dezvoltă acest simț de încredere și certitudine de performanță. Avem tineri foarte, foarte talentați, cu rezultate foarte mari în diferite domenii. Și acum, pe final de an, doar vrem să vă mulțumim foarte mult pentru eforturile pe care le depuneți părinților, pentru răbdarea și pentru curajul și pentru încrederea, o dată, repet, și acolo de unde este, de unde nu prea este, suntem noi cei mai bogați, suntem un public foarte mic, un public foarte sărac, dar avem oameni extraordinari. Mulțumim sportivilor, mulțumim foarte mult antrenorilor, mulțumim foarte mult părinților, mulțumim tuturor celor care fac ca faima Republicii Moldova să plece departe peste hotarele ei. Încă o dată, felicitări și suntem mândri de voi. Domnule primar general, dragi sportivi, colegi, toată lumea frumoasă care s-a adunat astăzi aici, vreau să vă salut și să vă zic că acest an, 2022, a fost un an deosebit, un an în care am reușit împreună să facem performanță și vreau să recunosc sincer că în toamna anului trecut, când domnul primar general spunea că să bugetați 1 milion de lei pentru a aprecia sportivii care obțin performanță pe parcursul anului și 3 milioane pentru cofinanțarea diferitor activități sportive, am privit sceptic cu gândul că cu siguranță ajungem la final de an financiar și nu vom reuși să valorificăm aceste surse financiare. Astăzi vreau să zic că au fost valorificați toți banii și mi-ar mai fi trebuit, fiindcă am avut într-adevăr sportivi care au adus performanță, au adus informația despre țara noastră, despre orașul nostru, departe peste hotarele țării. Și ne bucurăm și ne mândrim cu voi, fiindcă cunoaștem efortul pe care îl depuneți zi de zi pentru a ajunge la acele performanțe. Și cu siguranță pentru anul viitor vom fi alături de dumneavoastră, iar la finalul anului, când vom trage linia, cu siguranță vom avea mult mai multe performanțe. Noi suntem mândri de tot ce faceți, de tot ce reușiți să obțineți și vom fi mereu alături, în mod special în ceea ce privește baza materială sau plecările, deplasările peste hotare și succes în continuare la toată lumea. Foarte mult de și cu regret nu o să pot să stau foarte mult timp, dar să știți că cu toată inima și cu tot sufletul sunt împreună cu dumneavoastră. Avem încă multe restanțe, avem foarte mult de făcut și la capitolul infrastructură și la partea logistică și la... Dar vă asigur că în scurt timp, deci dacă e să raportăm la perioada trecută, vom crește alocațiile financiare de 10 ori. Dacă cineva nu crede, ne-am crescut la cultură de 3, la educație de 3, la tineri, de văd tineri în sală de 20 de ori, o să le creștem și la sport de 10 ori. N-avem altceva și alt cineva decât oameni extraordinari în care trebuie să investim. Doamna Lidia, eu v-am văzut după culise împreună cu Irena și sunt absolut sigur că o să fie un spectacol extraordinar de asta. Îmi pare rog o să trebuiască să mă duc mai devreme. Mersi foarte mult tuturor. Și noi vă mulțumim mult, domnule primar. Domnule Pavaloi, pe dumneavoastră să vă rugăm să rămâniți. Pentru că începem ceremonia de decernare a diplomelor și premiilor din partea primăriei municipiului Chișinău. În aplauzele dumneavoastră. Principiul de bază în sport este să concurezi împotriva ta însuți. Totul este despre a deveni o versiune a ta mai bună, despre a fi mai bun față de acum o zi. Așadar, cei mai buni dintre cei buni,
Gala Menetelor Sportive 2022. Nominalizarea cei mai buni tineri sportivi ai anului 2022 și antrenorii acestora. Diplome și premii financiare pentru sportivi 8.000 de lei, pentru antrenori 4.000 de lei. În aplauzele dumneavoastră, Vasile Diacon, ramura de sport, lupte libere, categoria de vârstă under 23, campionatul Europei, locul 3, campionatul mondial, locul 3, antrenor Anatolie Zagon. În aplauzele dumneavoastră. O să vă rugăm să rămâneți aici, să rămâneți aici, pentru că urmează și o poză de grup. Așadar, Mihai Caia Canoie Senior, 2022, European Championship, locul 4, antrenor Vadim Sălcuțan. Pare să-i aplaudăm. Continuăm cu Ana Dulce, Tir, junior, până la 21 de ani. Campionatul European Hamar Norvegia, locul 3. Cupa Mondială Giul, Germania, locul 3, antrenor Oleg Moldovan. Continuăm cu Alina Bagrin, judo plus 100 tineret, campionatul european U21 Praga, Cehia, Cupa Europeană de tineret under 21 Bax, Ungaria, antrenor Igor Neagu. La aplauzele dumneavoastră. Continuăm cu Adil Osmano, judo, 73 de kilograme, tineret, campionatul european under 23 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, locul 3, antrenor Ilie Buiu. Alexandrin Puțu, lupte greco-romane, tineret, campionatul european locul 1, campionatul european locul 1, campionatul european locul 1 și Cupa Mondială de Senior Grand Slam Abu Dhabi, locul 3, antrenor Mihai Cucu, în aplauzele dumneavoastră. Mihai Latișev, judo, tineret, campionatul mondial de tineretul 21 Ecuador, locul 1, Cupa Europeană Open Tineret Pax Ungaria, locul 1, Cupa Europeană Open Senior Cluj România, locul 1 și Cupa Europeană Open Tineret Coimbra, Portugalia, locul 1, antrenor Gennadie Mereaskevici. În aplauzele dumneavoastră. Continuăm cu nominalizarea revelația anului 2022 și antrenorii acestora. Pentru sportivi, premii financiare de 6.000 de lei, pentru antrenori 3.000 de lei. Așadar, sportiva Oxana Diacenco, judo plus 78, tineret, campionatul european U23 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, locul 3, campionatul european U21 Praga, Cehia, locul 3, antrenor Ion Cușmă. Radu Lefte, lupte libere, under 23, campionatul Europei, locul 3, antrenor Nicolae Scurtul, aplauzele dumneavoastră. Hai să-i aplaudem pe acest sportiv extraordinar. Dar noi continuăm cu nominalizarea cel mai bun sportiv la probe neolimpice ai anului 2022 și antrenorii acestora. Diplome și premii financiare pentru sportivi în valoare de 8.000 de lei, pentru antrenori 4.000 de lei. Primul din această listă este Vladislav Untudan, sportiv senior, campionatul european Vagoș, Portugalia, locul 1, antrenor Nicolae Oreșchi. În aplauzele dumneavoastră. Avem o cruce crezul mii.
Chișinău vă urează Crăciun fericit și un an nou, plin de împliniri, la mulți ani prosperi și încununați de succes. Vă mulțumim mult, vă dorim succese în ceea ce faceți, pentru că bine faceți. Vă mulțumim din suflet. Domnule Pavăroi, dacă vreți, așa cum spune legea gazda, deschide și închide acest eveniment. Vă mulțumim din suflet. În aplauzele dumneavoastră! Vreau să mulțumesc sincer tuturor și, după cum ați observat și dumneavoastră, atunci când am dat diplomele atât sportivilor cât și antrenorilor, am constatat că o parte din ei și astăzi lucrează. Și astăzi sunt la întreceri, și astăzi sunt la competiții. Eu cred că noi trebuie să învățăm foarte mult de la sportivi. Să învățăm să fim mai buni, să avem perseverență și, cel mai important, să lucrăm zi de zi. Mult și atunci vom ajunge la tot ce ne dorim noi. Sărbători frumoase tuturor și o seară bună în continuare! Mulțumim din suflet! La mulți ani! Pace, belșug, lumină și liniște în familiile dumneavoastră și gânduri bune care să vă cărăuzească în ceea ce faceți. Numai bine, sărbători luminate să aveți! Vă mulțumim! De succes. Vă mulțumim mult, vă dorim succese în ceea ce faceți, pentru că bine faceți. Vă mulțumim din suflet. Domnule Pavăroi, dacă vreți, așa cum spune legea gazda, deschide și închide acest eveniment. Vă mulțumim din suflet. În aplauzele dumneavoastră! Vreau să mulțumesc sincer tuturor și, după cum ați observat și dumneavoastră, atunci când am dat diplomele atât sportivilor cât și antrenorilor, am constatat că o parte din ei și astăzi lucrează.
Și astăzi sunt la întreceri și astăzi sunt la competiții. Eu cred că noi trebuie să învățăm foarte mult de la sportivi. Să învățăm să fim mai buni, să avem perseverență și, cel mai important, să lucrăm zi de zi. Mult și atunci vom ajunge la tot ce ne dorim noi. Sărbători frumoase tuturor și o seară bună în continuare! Mulțumim din suflet! La mulți ani! Pace, belșug, lumină și liniște în familiile dumneavoastră și gânduri bune care să vă călăuzească în ceea ce faceți. Numai bine, sărbători luminate să aveți! Vă mulțumim! Continuăm cu Polina Barâșnicova, ramura de sport, dan sportiv senior, campionatul european Vagoș Portugalia, locul 1, campionatul mondial Bratislava Slovacia, locul 3, antrenor Elena Gozun. Forțe, campionatul mondial pe probe, Franța 2022, locul 2, antrenori Maxim Carțân și Vladimir Lungu. În aplauzele dumneavoastră! Andreea Gorun, joc de dame, tineret, campionatul european locul 2, campionatul european locul 2 și încălate campionatul europei, locul 2, antrenor Greta Sturza. Vă invităm în fața dumneavoastră pe Dumitru Ceva, grappling senior, campionatul mondial, locul 3, antrenor Eugen Petrachi, în aplauzele dumneavoastră. Haideți să-i mai aplaudăm încă o dată pe toți acești tineri extraordinari. Domnule Pavaloi, vă rugăm să luați toți premianții și să veniți aici la acest banner din stânga scenei pentru o fotografie de grup, să imortalizăm acest moment. Vă rugăm foarte mult pe toți! Iar noi să-i susținem cu aplauze. Thank you.
Costica, 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 costica,
avem conduse de Marian Ungur, în aplauzele dumneavoastră. Și încununați de succes. Vă mulțumim mult, vă dorim succese în ceea ce faceți, pentru că bine faceți. Vă mulțumim din suflet. Domnule Pavăroi, dacă vreți, așa cum spune legea, gazda deschide și închide acest eveniment. Vă mulțumim din suflet. În aplauzele dumneavoastră! Vreau să mulțumesc sincer tuturor și după cum ați observat și dumneavoastră, atunci când am dat diplomele atât sportivilor cât și antrenorilor, am constatat că o parte din ei și astăzi lucrează. Și astăzi sunt la întreceri, și astăzi sunt la competiții. Eu cred că noi trebuie să învățăm foarte mult de la sportivi. Să învățăm să fim mai buni, să avem perseverență și, cel mai important, să lucrăm zi de zi. Mult și atunci vom ajunge la tot ce ne dorim noi. Sărbători frumoase tuturor și o seară bună în continuare! Mulțumim din suflet! La mulți ani! La mulți ani! Pace, belșug, lumină și liniște în familiile dumneavoastră și gânduri bune care să vă călăuzească în ceea ce faceți. Numai bine, sărbători luminate să aveți! Vă mulțumim!